Zermați. Și vă urez un călduros bun venit din partea Bibliotecii Municipale Radu Roseti. Din motive obiective, domnul primar Nicolae Ignatiuc și nici domnul director Ionu Stenie nu pot fi astăzi alături de noi, însă m-au rugat să vă transmit salutările domniilor lor și gândurile bune. Acțiunea din această după-amiază se poate înscrie în seria manifestărilor dedicate comemorării a 100 de ani de la moartea eroului martir, sublocotenent Emil Rebreanu. Înainte de a vă spune alte cuvinte, permiteți-mi să vă prezint invitații noștri de astăzi. Invitatul nostru special este domnul Ilderim Rebreanu. Domnia sa este pentru a doua oară la noi în Onești, în Biblioteca Municipală, pentru că în 2011, în luna noiembrie, domnia sa a venit și și-a lansat romanul Document, Spectre în labirintul uitării. Apoi vorbim despre doamna Gabriela Gârmacea, domnul Gheorghe Dumitru este directorul general al editurii Andreas, domnul profesor Dumitru Cojocaru. Haideți să vedem cine a fost, cine este domnul Ilderim Rebreanu. Domnul Ilderim Rebreanu este fiul lui Tiberiu Rebreanu, cel mai mic dintre cei 14 copii ai lui Vasile și Ludovica Rebreanu. De asemenea, domnia sa este și scriitor. Este un scriitor care, așa cum domnia sa recunoaște cu foarte multă modestie, a moștenit ceva din talentul unchiului său, Liviu Rebreanu, scriitorul Liviu Rebreanu. De asemenea, domnia sa, pe parcursul timpului, s-a mutat prin mai multe orașe. Sub regimul comunist, familia sa a trecut prin foarte multe probleme. Ca atare s-a mutat ba la București, ba la Cluj-Napoca, ba la Aiud, ba la Ocna Mureșului și, în final, după pensionare, s-a stabilit la Bogdana, într-un sat din județul Teleorman, unde chiar și telefoanele mobile își pierd destul de des semnalul. Nu mai. S-a remediat problema. Iar astăzi, iată, domnia sa se află, cum vă spuneam, pentru a doua oară în fața noastră, pentru a ne transmite crâmpeie de istorie. Iată, își lansează volumele Născut în Zodia Morții și Înfrângere în Munți. Acțiunea acestora îl are ca personaj central pe Emil Rebreanu, copilul cel frumos, cum era alintat de familia sa, cel care, într-o scrisoare trimisă de pe front surorii sale Miții, spunea: "Nu știu cum se va întoarce lumea după război, dar dacă nu voi pierde nimic din tot ce simt că este în mine, voi ajunge departe, fără să bănuiască însă cruntul destin pe care l-a aștepta." Acum îi voi da cuvântul doamnei Gabriela Gârmacea pentru a vă spune mai multe cuvinte. Stimați invitați, onorat auditoriu, suntem astăzi la un eveniment deosebit, la o întâlnire cu, i-am mai spus eu domnului Rebreanu, ultimul Rebreanu, da? Pentru că dumnealui este ultimul urmaș care poartă acest nume. Am avut bucuria să îl cunosc pe domnul Rebreanu și să intru în amănunte legate de familia domniei sale. Dacă doamna bibliotecară va prezenta câte ceva despre familia Rebreanu, o scurtă trecere în revistă,
revistă. Eu am să spun câteva lucruri care m-au impresionat foarte mult în această familie. E vorba de o atenție deosebită pe care părinții, bunicii domnului Rebrean, Vasile și Ludovica, o dau copiilor, o atenție în special în educație și în cultivarea unor sentimente de apartenență la neam, conștiința identității naționale. Aspecte pe care le regăsim transmise în literatură de Liviu Rebreanu, în romanul Pădurea spânzuraților. Însă, dacă citim și critica literară și afirmația domnului Nicolae Gheran că Emil Rebreanu merită o biografie aparte, putem să intrăm pe un alt făgaș pe care îl deschide și literatura chiar. Emil Rebreanu, de la cărui dispariție comemorăm acum 100 de ani, a fost educat în spiritul acesta al identității naționale și avea o inteligență ieșită din comun pentru vremea aceea. A fost un temperament coleric, a avut înclinații și el literare, a scris la un moment dat, a cochetat cu literatura, însă pentru faptul că familia avea foarte multe nevoi materiale, alege această carieră militară, la fel cum făcuse și Liviu înainte, cum o va face și Iulius, în ideea de a-i ajuta, înfrângându-și pentru moment aceste preocupări literare. Viața în armata multinațională a Imperiului Austro-Ungar i-a prilejuit întâlnirea cu o altă realitate la care el nu se gândise. Într-adevăr, armata are rigorile ei, are anumite legi pe care el trebuie să le respecte, o face cu multă îndârjire, cu multă suferință, cu gândul la cei de acasă. Însă, în momentul în care ajunge pe frontul din Moldova, armata, nemai ținând cont de faptul că minoritarii pot trăi anumite traume în momentul în care sunt alături de semenii lor, frapează disperarea lui într-una dintre scrisori că l-ar putea omorâ pe Liviu, gândindu-se că fratele său luptă de partea cealaltă a armatei, veștile circulau foarte greu la momentul respectiv și acest lucru declanșează în mintea lui o dramă de conștiință care cred eu că a existat pe parcursul întregului război mondial. Până la urmă, problema pe care o discută Liviu Rebreanu în Pădurea spânzuraților este comună mai multor minorități. Vă spuneam despre Emil Rebreanu și despre preocupările lui literar. Războiul, iată, îl aduce în preajma unor alte minorități despre care scrie acasă familiei și îl aduce în preajma unei alte drame, aceea de a uita uneori să scrie în limba română. Și tot în corespondența de familie transmite acest lucru, că n-ar putea face o carieră literară din cauza faptului că este nevoit să vorbească foarte mult în limba maghiară și simte că i s-a sfârșit creierul. E o expresie foarte frumoasă care poate să facă și aluzie la
propaganda și armatei austro-ungare de a-i ține pe ostași cât mai aproape de idealurile lor. Născut în Zodia Morții este un roman pe care domnul Ilder Imre Breanu îl scrie pentru a-l regăsi pe Emil. Dumnealui nu l-a cunoscut personal, dar în familie imaginea lui Emil este una cu totul aparte și cred că se poate observa acest lucru și în romanul domniei sale și citind documente de familie, da, scrisori, apropiindu-te de această realitate. Pentru familia Rebreanu, anul 1917 este foarte dureros, ținând cont că într-un interval foarte scurt, de 7 săptămâni, da, pierde 3 copii. Trei băieți. Da? Să ne gândim că în acea perioadă băiatul era capul familiei, trebuia să-și asume anumite responsabilități și în plus pierderea unui copil este întotdeauna o traumă pe care o resimte. În cazul lui Emil este și mai mare durerea din cauza faptului că în regimentul în care se afla el, mai exista o persoană cu același nume, sau în divizie, în corpul de armată. Corpul de armată, da, o persoană cu același nume, Emil Rebreanu, o altă ramură, fără să fie o înrudire între cele două ramuri, și au sperat foarte multă vreme că nu Emil al lor este cel care fusese spânzurat. Tatăl domnului Ilder Imre Rebreanu, care apare în corespondență ca Tibiți sau Tibiții, așa îl profesăm, da? Tibiții, așa, căruia Emil îi face foarte multe daruri, îi cumpără stofă pentru un costum și se gândește că el îl va crește pe Tibiții, așa. A trăit și dumnealui cu aceeași dorință de a afla mai multe despre Emil Rebreanu și despre împrejurările în care acesta s-a stins. Există o mărturie a unui domn care a asistat la spânzurarea lui Emil și vă spun că acea mărturie este impresionantă, că aduce în lumină toată drama aceasta. Cartea domnului Ilder Imre Breanu este una foarte frumoasă, pentru că dacă noi, în calitate de profesor, predăm la școală romanul subiectiv și romanul obiectiv, vorbim de o narațiune la persoana întâi sau la persoana a treia, născut în Zodia Morții este, de fapt, un roman la persoana a doua, o adresare directă, o încercare de a-l regăsi pe unchiul domniei sale și cum îl regăsește. Din amintirile familiei, cercetând corespondența, stând de vorbă cu cei care l-au cunoscut, din fotografii și recompune un destin dintr-o altă perspectivă. E o perspectivă frumoasă, plină de trăire, plină de fapte, care dezvăluie, dincolo de existența lui Emil, stilul de viață al românilor, aflați nu în cele mai favorabile situații, într-un ardeal în care oamenii devin suspicioși unii cu ceilalți, nu mai sunt solidari, războiul aduce moarte, aduce
îngrijorare și știm probabil mai multe și noi din alte experiențe. Aici apare Emil ca om. Nu mai e vorba de ideea pe care o îmbățișează Liviu Rebreanu când face din apostol Bologa un simbol. Aici domnul Ilderin Rebreanu își propune chiar să-mi prezinte pe Emil, așa cum era în copilărie, cum s-a maturizat, determinarea lui de a studia și pentru că publicul este format în special de tineri, vreau să vă aduc în discuție acest aspect. Emil înțelege faptul că doar învățătura este cea care îi poate asigura lui ieșirea în lume. Și mi-a plăcut foarte mult episodul în care îl prezentați făcând niște eforturi supraumenești pentru a-și da examenele, da? Merge pe jos foarte mulți kilometri, pe zăpadă, atacat fiind de câini, ajunge la școală și acolo e nevoit în fața unei comisii să susțină examenul, îi se face rău și până la urmă comisia are înțelegere pentru el și îl examinează în cancelarie, da? Și primește notă maximă, spunem noi astăzi, da? Deci, iată un destin, un destin care încerca să se autodefinească, încerca să-și găsească un drum, dincolo de celebritatea fratelui, mai mare, Liviu fiind primul dintre copii. E foarte important într-o astfel de familie cu mulți copii. Cred că nu greșesc dacă spun că în momentul în care fiul cel mare are succes și pornește... Atunci, în perioada aceea, încă nu era acasă. Încă nu, dar în momentul în care el pleacă la București, da, când pleacă la București și numele lui apare în gazetă, pentru ceilalți copii, reprezintă o presiune de a străluci la fel ca Liviu. Da? Fratele cel mare devine pentru familie modelul absolut. Așa cum devenise și când a fost ofițer. Ofițer, sigur. La școala de Ludovica, militară din Budapesta, după aceea cadet ofițer. Toți vreau să se facă ofițeri. Ofițeri, sigur, da. Erau în... După aceea, da. schimbam acasă. Mm-hmm. Și ne gândim, și la contextul respectiv, că uniforma militară a adus întotdeauna o anumită poziție socială și un respect deosebit. Născut în Zodia Morții este un roman impresionant. Este impresionant pentru că te pune să imediat în relație cu ceea ce a scris Liviu Rebreanu și începi să judeci un pic în paralel situații, da? Și să-ți formezi o imagine proprie despre Emil Rebreanu, da? Este Apostol Bologa sau este Emil cu aceeași identitate din romanul domnului Rebrea. Impresionează și în corespondența lui Emil și în cartea domnului Ilderin Rebreanu modul în care personajul își asumă această idee de identitate, de românitate, de națională, de apartenență la neam. Multă lume mai spune că gestul poate al lui Emil de a dezerta a fost unul gratuit. Nu, n-a fost unul gratuit, a fost unul asumat. În ultima scrisoare pe care el o trimite familiei acasă, spune, poate nu veți mai auzi multă vreme de mine. Deci premeditează cumva gestul pe care îl va face. Și semnează cu pseudonim, da? Ubalt.
Ubald, da? Ubald. Ubald pronunțăm. German. Îl pronunțăm Ubald. Bine. A, așa. Ce era cu acest pseudonim, de fapt? O formă voală în care dădea de înțeles familiei a dezertat. Da? Dar familia se pare că n-a înțeles. Nu le-au căzut fisele. Nu le-a căzut fisa, spunem astăzi, da? Poate da. Într-un alt limbaj. Într-un alt jargon, da. Da, 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 da. Fără să vreau să mai lungesc vorba, aș putea vorbi foarte mult, mai ales că și eu scriu acum ceva despre Emil Rebreanu și lucrul ăsta ne-a apropiat foarte mult cu domnul Iderin Rebreanu. Am schimbat impresii și la telefon și în scris, așa funcționează și metoda corespondenței clasice, așa. De, n-aș vrea să lungesc mai mult lucrul ăsta. Și doar să vă îndemn să citiți, asemenea modului în care o face și Miron Costin în secolul al XVII-lea, căci nu este mai frumoasă zăbavă a omului decât cititul cărților. Mulțumesc tare! Da, dar atunci nu era, nu era internet. Această lucrare a fost fondată cu mai bine de 12 ani în urmă. Este o editură din București, ca o afacere de familie cu fonduri reduse, dar cu mare pasiune pentru cartea scrisă. Proiectele editoriale sunt adresate în primul rând copiilor, beletristică, bibliografie școlară, suport didactic, dar nu am neglijat și alte sfere, religie, dicționare, auxiliare școlare, matematică, beletristică, agricultură, medicină, psihologie, cărți, gospodărie și altă. An de an ne-am dezvoltat, cifra de afaceri crescând continuu. Am ajuns în momentul de față să avem în oferta noastră sute de cărți din aproape toate domeniile. Acum suntem unul dintre principalii furnizori de carte pentru primile școlare, datorită faptului că am făcut tot ceea ce este posibil, ca lucrările noastre să fie de o calitate cât mai bună, atât din punct de vedere tipografic, cât și redacțional, la cele mai mici prețuri, încercând să ținem pasul cu noile cerințe ale acestui domeniu, într-o perioadă în care aproape totul este computerizat, uneori fiind la concurență acerbă cu cartea online. Anul trecut, spre exemplu, am reușit să vindem peste 120.000 de volume în perioada mai-iunie, beneficiari fiind copii din mii de școli, licee și colegi. Distribuim cărți prin toate sistemele de difuzare, fiind prezenți atât în librăriile din toată țara, cât și în supermarketuri, precum Moșan, Carrefour, Kaufland, dar și în cele mai cunoscute magazine online, Elefant, Emag, librărie Net, Libris. În mod direct, vindem prin magazinul online propriu, având adresa editura@andreas.ro. De asemenea, pentru eficientizarea activității noastre, dezvoltăm de mai bine de un an o mini-tipografie pentru a răspunde cu promptitudine comenzilor ce ni se adresează din sistem. Pentru a vă convinge de toate acestea, vă invităm la lectură. Nu știu, de cele două romane, totuși cred că ar trebui să se ocupe autorul și ceilalți invitați, pentru că se pricep mai mult și, din nou, îndemnul nostru de a citi cât mai mult. Vă mulțumesc! Cu îngăduința dumneavoastră ne întoarcem iarăși la Rebreanu. Mulțumim Bibliotecii Radu Rosetti din Onești pentru că ne-a oferit posibilitatea să începem lansarea acestei cărți de la Onești. O facem cu prilejul comemorării a 100 de ani de la moartea eroului martir Emil Rebreanu. În această perioadă, în localitățile de pe Valea Muntelui, ca punct central fiind localitatea Palanca și Ghimeș, se desfășoară mai multe activități pe mai multe zile. Deschiderea am făcut-o la Onești,
deschiderea acestor manifestări. Poate nu întâmplător că aici am găsit deschidere pentru Rebreanu și aveți și în orașul Onești o stradă care poartă numele eroului Emil Rebreanu. Mă bucur foarte mult că la această activitate sunt foarte mulți elevi și asta este bine, pentru că elev a fost și Emil Rebreanu și student, era student la Cluj în perioada în care a avut acest destin nefericit. Suntem, cel puțin eu am fost contemporan și sunt contemporan cu două evenimente, 100 de ani de la nașterea lui Emil Rebreanu, 100 de ani de la moartea lui Emil Rebreanu. Atunci când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Emil Rebreanu, în 1991, am avut ample manifestări în localitățile Ghimeș și Palanca, pregătite cei drept pe ultimile, în ultimile săptămâni, văzând că instituțiile statului nu fac niciun demers pentru această aniversare. A fost un început bun în prezența profesorilor universitari Constantin Ciopraga și Alexandru Husar. Am desfășurat primele activități, am constituit Societatea Culturală Emil Rebreanu, care a organizat timp de 10 ani colocviile naționale Rebreanu și unde timp de anual 3-4 zile, totdeauna la înălțare, care este aceeași zi cu Ziua Eroilor, înălțarea, la Palanca și nu numai la Palanca, în liceele din județ, am fost la Comănești, la Moinești, după aceea la Tescani, la Bacău, au continuat întâlnirile noastre cu iubitorii de Rebreanu. Ceea ce a fost și interesant, am avut o colaborare cu Teatrul Bacovia, este singurul teatru din România care a pus în scenă toate piesele de teatru ale lui Liviu Rebreanu. Plicul, Cadrilu, Apostole, Ghighi și Randevul. Le-am spus pe toate? Nu. Mai bine. Da, Scara Măgarilor și altele sunt... Mai e Jidanu. Ah, și Jidanu, dar n-a fost de actualitate în perioada aia, probabil. Nici acum. Acum este. Da, și în partea dreaptă am venit cu o parte de expoziția Ex Libris. Am desfășurat, am organizat două concursuri naționale Ex Libris, când s-au împlinit 50 de ani de la moartea lui Liviu Rebreanu și apoi încă o temă, personaje rebreniene. Sunt cei mai mari creatori de Ex Libris din România. În acest moment când ne aflăm aici, mai sunt câteva zile până comemorăm punctul final al morții lui Emil Rebreanu, 100 de ani. S-a întâmplat pe 14 decembrie, la ora mai 14 mai, la ora 10 seara, la lumina torțelor. Astăzi este 12 mai, parcă simt că încă trăiește Emil Rebreanu, el aflase deja că este executat la moarte prin ștreang, a solicitat să fie executat prin împușcare, dar i s-a refuzat această solicitare și execuția s-a realizat în fața soldaților din garnizoana Ghimeș, cum vă spuneam, la ora 10 seara. Martorul ocular al execuției, camaradul Trif, a povestit tatălui și a și scris tatălui lui Ilderim Rebreanu, Tiberiu Rebreanu, această execuție, care eu am citit-o ieri, m-a impresionat profund, s-a publicat în ziarul Mesagerul de Năsăud, o să-l găsiți dacă vreți să-l citiți, dar nu-l recomand. Pentru toată da. Ce a rămas
pentru literatura română, a rămas Pădurea Spânzuraților, un mare roman tradus în foarte multe limbi. Am dat elevilor în sală să vadă și un exemplar din Pădurea Spânzuraților în limba japoneză, tradus de Sumia Haruya, care a fost oaspetele bibliotecii dumneavoastră. Am venit cu dumnealui aici, parcă prin 2004-2005. Sumia Haruya a tradus prima dată romanul Ion, apoi Pădurea Spânzuraților, iar acum traduce intens din Mircea Eliade. Reîntorcându-ne la seara aceasta, prezența lui Ilderim Rebreanu, pe care eu l-am cunoscut în 1991, a fost invitat la centenarul nașterii și am rămas foarte apropiați și prieteni și a participat după aceea la toate edițiile Colocviilor Naționale Rebreanu, împreună și la toate edițiile cu Nicolae Gheran, cel care a îngrijit ediția critică a lui Liviu Rebreanu. Despre Ilderim Rebreanu s-a scris în presă, poate mai puțin decât ar fi normal. Este autorul a mai multor cărți, Țesătorul de vise, scrisor din Obraș Treangului, Neamul Rebrenilor către Liviu, Tărâmul Diavolului, Minciună și Impostură, Săraci, da gingași și Fudui. Mi-a scris dumnealui când mi-a dat autograful, și ăștia tot un fel de moromeții, dar mai speciali. Moromeții din Telemann. Probabil de-aia erau mai speciali pentru... Și ei la studentele urmase, da. Dar mai special că erau de acolo din sat. Din satul scriitorului. Însă, cartea de căpătâi a lui Ilderim Rebreanu este Spectre în labirintul uitării, Cronica de familie a Rebrenilor, 4 volume, peste 2000 de pagini, acolo se întâlnesc toți Rebrenii și toată familia Rebreanu. Primul capitol este și intitulat De la Alfa la Omega, Alfa fiind primul volum fiind Liviu Rebreanu, Omega fiind tatăl lui Ilderim Tiberiu Rebreanu. Despre Rebreni au scris și ceilalți, a scris și Livia, a scris și Tiberiu, a scris și Maria Strat Rebreanu, Miții Rebreanu, care are legături cu județul Bacău, fiindcă s-a căsătorit cu un moldovan, ofițerul Procopiu Strat. El era un băclean atunci, da? Și Maria Strat, deci sora lui Emil și a lui Liviu și a lui Tiberiu, era domnișoară, foarte frumoasă, se spunea despre ea că era zâna Someșului, și a spus că se va căsători cu primul român care va intra ofițer, primul român ofițer care va intra în orașul Beclean. Și într-adevăr, Procopiu Strat, ofițer, a intrat în orașul Beclean și a văzut o casă, era singura casă care avea apărat apelul românesc, a bătut la ușă, a recomandat cine este și s-a căsătorit după... S-au obodit atunci, zilele acelea, și el atunci a continuat frontul, reîntorcându-se și promițând că va căuta pe Emil. Procopiu Strat este primul care identifică în Ghimeș locul în care a fost executat și a fost înmormântat Emil Rebreanu. El a trimis o carte poștală, când voi trece prin palanca locul sfânt, voi săruta țărâna de care tu n-ai avut parte. Deci, o carte poștală în versuri, va găsi mormântul cu ajutorul unor săteni din Ghimeș, fiindcă lemnul spânzurător a fost retezat și va pune o cruce de mesteacă în acel loc,
urmând ca Liviu Rebreanu să vină într-o documentare la Gimeș, va identifica și el locul unde a fost înmormântat, executat și înmormântat Liviu Rebreanu, ca în anul 1921, în 2 octombrie, să se facă exhumarea lui Emil Rebreanu, așa cum a fost ultima lui dorință. Acum doamna profesoară v-a spus cât este din Liviu Rebreanu în Apostol Bologa, este foarte puțin. Din Emil, da. Cât este? Destul de puțin, pentru că a urmat actul de creație, transfigurarea artistică, dar totuși Gheran se amuză într-o carte și spune că a fost la Palanca, ceea ce este foarte adevărat, și pe placa de mormânt a lui Liviu, a lui Emil Rebreanu, scrie: aici odihnește Apostol Bologa / Emil Rebreanu. Da. Deci această inscripție a fost șteasă de vreme și de noi și a apărut un fragment dintr-o scrisoare. Multă legendă despre Emil și personajele din Pădurea Spânzuraților. Eu mi-amintesc, povestesc acum, nici nu, cred că nici nu i-a spus lui Ilderim, eram elev la Mercurea Ciuc, în urmă cu vreo 50 de ani, la liceul Marton Aron, și profesorul Gheorghe Afloare află că Ilonca este și locuiește în Mercurea Ciuc, ea fiind din Gimeș. Am făcut o vizită acestui personaj, în ghilimele, să zicem, totuși din roman. Am avut o întâlnire cu ea, dar s-a întâmplat ceva foarte interesant, mi-a povestit profesorul mai târziu, după ce eu terminasem liceul, eram profesor, și am avut o întâlnire și spune că Ilonca a făcut de fapt niște demersuri ca să primească pensie și un ajutor, ca și cum ar, pentru că a avut consecințe după prietenia lui Emil, după prietenia cu Emil Rebreanu, și ar fi avut niște traume și suferințe. Și tot aștepta rezultatul și venea la domnul profesor Afloare, n-avea sonerie profesorul și bătea la ușă. Și profesorul întreabă: cine e la ușă? Ilonca din Pădurea Spânzuraților. Deci s-a ajuns și la aceste situații amuzante. Reîntorcându-ne la Ilderim Rebreanu, dumnealui, în afară de preocuparea de a pune în evidență familia sa, are și alte preocupări beletristice, a venit și cu o altă carte despre care vă va povesti dumnealui. Chiar că voi vorbi cu și mai multă parcimonie, pentru că ajunge deja cât s-a vorbit despre cărți. A, dacă vreți ceva întrebări cu răspunsuri, cu mare plăcere. Să-mi laud un pic Înfrângere în munți, volumul de novele, care înmănunchează 2, 4, 6, 8, 10, 11 piese literare, înmănunchiate sub titlul uneia dintre ele, Înfrângere în munți, în care relatez despre rezistența anticomunistă a partizanilor din munți în anii, sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50, despre care se știu foarte, foarte puține lucruri. Lupta acestora împotriva noului regim comunist instalat de către ruși și la conducerea țării. Într-o altă novelă, Pierdut într-o lume pierdută, încerc
o temă a nemuririi. Adică personajul principal, un soldat de-al lui Alexandru Macedon, este trimis de regele său în India, unde se zvonise că ar fi un isfor care dădea, sorbind câteva înghițituri din apa lui limpede, îți aducea nemurirea. În fruntea unei trupe ajunge în India, până la urmă îl părăsesc toți ceilalți și rămas singur, reușește să dea de sursa nemuririi, bând câteva înghițituri, adorme vreme de 40 de ani, timp în care tot imperiul regelui său se fărâmițase în câteva mici stătulețe. Neavând altă meserie decât cea de luptător, pornește prin lume și timp de aproape 2000 de ani străbate cele mai importante bătălii ale omenirii. Este o novelă destul de dură. În dispariția, relatez un caz chiar de dispariție, care s-a întâmplat prin anii 80 în Cluj-Napoca. Caz neelucidat niciodată de organele de cercetare criminalistică. Două persoane au dispărut și nu s-a mai știut de ele niciodată. În nemuritor ca zei, acesta a fost un proiect de roman pe care, din vari motive, l-am abandonat. Și aici era o temă a nemuririi, într-o omenire de peste câteva secole, în jurul anului 2600, se găsește în sfârșit elixirul nemuririi, leacul nemuririi, iar omenirea e dornică să-l aibă. Însă suprapopularea planetei amenință cu extinția rasei umane. Și atunci o parte dintre așa zis și argonauți pleacă pe alte tărâmuri să găsească o planetă favorabilă dezvoltării vieții, urmând ca apoi să continue exodul celorlalți oameni. Vă las să vedeți sfârșitul, nu vi-l spun. În serviciul cultural îmi bat un pic joc de cei de la Ambasada Franței, care habar n-au pe ce lume trăiesc în București, nici măcar nu știu strada pe care există serviciul lor cultural. Este o clădire într-un cartier select al Bucureștiului, dar ei nu știau. Nici numele străzi. Confundau, făceau niște confuzii de toate genul. În stăpânul insulei, vă port primările Sudului, în zona Indoneziei și Australiei, cu niște naufragiați rătăciți, rămași pe insulă, izolați de restul lumii, și peripețiile pe care le îndură acolo. Ultima dintre novele se intitulează Capete de boi și dezbate tema prostiei și imbecilității umane. Atât am să vă spun despre înfrângere în munți. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, cu mare plăcere. Profitați acum, pentru că v-am spus că e un rebreanu, nu mai vedeți. Ce planuri aveți pentru viitor? Ce planuri am? Am deja scris un roman, dar nu mă laud cu el momentan. E scris de mână, eu nu mai așa lucrez, deci întâi îmi scriu de mână și după aceea îl introduc pe calculator. Deci, înainte, când nu erau calculatoare, îl băteam la mașină, acum pe calculator și abia apoi va ajunge la... E și perfectat editura unde să-l lansez. Asta va fi probabil spre mijlocul toamnei, lansarea romanului. Se numește Noaptea Amintirilor. Tema? Tema... Un bărbat sub 40 de ani se petrece în 89. În vara lui 89. Da. Stresat de autoritățile comuniste, se izolează într-o cabană din munți și într-o noapte, așteptându-și fosta iubită, își retrăiește în câteva ore întreaga viață. Amintirile cele mai importante și mai pregnante care i-au rămas lui întipărite în minte și în suflet.
Sfârșitul e tragic, nu vi spun că... Domnule Breanu, ați spus undeva, într-un interviu, că după scrierea romanului Spectre, labirintul uitării, nimeni nu mai are ce să spună nimic despre Rebreni. Nimic nou. Nimic nou, da. Și că doar un procent de 1% ar... Vă susțineți această... Da, da. Dar despre Rebreanu îl derim... Lasă, despre personajele cărții, despre asta vreau să m-am referit, la personajele romanului meu. Păi chiar nu mai are. Că ce documente să mai fie? Nu mai există alte documente, documente noi, necunoscute de lumea literară. Domnule Iuderi, pentru tineri din sală, de unde vine mâna dumneavoastră, Iuderi? Pentru că are o sonoritate turcească, se reduce gândul la Sărai, da. La deja la Rome, la Italia. La Canal D, nu? La Canal D. nu. În vara lui 52, când mama era cu mine în burtă, nemai având ce să citească, epuizase cărțile din mica lor bibliotecă, erau cumva exilați, tot la Bogdan, acolo unde locuiesc acum, au mers la școala din comună, din sat. Și printre cărțile bibliotecii de acolo, deci în 52 au găsit o carte a Reginei Maria, nu se făcuseră epurări, nu se făcuseră selecții, intitulată Ilderim. Au luat-o și au citit-o. Le-a plăcut personajul principal. E un roman cavaleresc, din a cărui acțiune se petrece în Evul Mediu, în Anglia. Personajul poartă numele, principal poartă numele Ilderim. Atât de mult le-a plăcut încât s-au hotărât să... Deci de pe atunci sunt monarhist, dinainte de mă naște. Da, 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 spune. Aveți vreo întrebare pentru scriitor? Vreo sfat? Ce anume? Un sfat pentru scriitor. Da, m-am întrebat un băiat acum vreo, să zic, o lună de zile, chiar din comună de la mine, că ar vrea el să devină scriitor și să scrie un roman. Bine, băiețaș, cam are 20 de ani, 23, e student. Ultimul an sau penultimul. Cam și cam ce vrea să scrie romanul ăla? Păi despre viața mea. Măi băiatule, cât de importantă, ce trăire ai avut în 21 pic de ani ca să poți scrie un roman despre asta? Poezie, da. Da, o poezioară. Și am și recomandat, apucă-te întâi de proză scurtă, schițe, nuvele, povestiri. Câteva pagini, câteva zeci de pagini, dacă vă ține cont de ei. După aceea, roman, pentru că e... Nu știu ce subiect ați putea inventa încât să fiți în stare să scrieți o carte de 300-400 de pagini. Așa, din primul foc. Deci proză scurtă la început. Publicați-o în reviste, așa, dacă aveți mai multe și sunt de valoare, vorbiți cu un editor. Dacă puteți strânge 200-200 și ceva de pagini din ele, le dați cuiva care e mai priceput să le citească, să le facă o corectură, mai ales de stil. Cam asta vă pot recomanda. Să nu vă repeziți ca berbecele așa cu capul în zid, că să scrieți romane din prima, că n-aveți șanse. Altceva. Curaj, curaj. Despre Rebreanu, despre... Au fost uluit, citind cele patru volume ale dumneavoastră, că pe parcursul a 2000 de pagini v-ați exprimat la persoana a doua. E foarte dificil să te exprimi la persoana a doua, în timp ce citeam... Și pentru cititor la început e dificil. Da, la început, după aceea te obișnuiești. Da, da. Dar mă gândesc pentru scriitor. Și încercam, în timp ce citeam cartea dumneavoastră, să dialoghez cu Shakespeare, cu Homer, cu alte personalități. Îmi venea foarte greu. De aceea vreau să vă întreb, de ce preferați persoana a doua? E atât de ușor să scrii la persoana a doua, dacă ești subiectiv și vrei să împărtășești experiența ta, și lejer să scrii la persoana a treia, cum a scris celebrul dumneavoastră unchi, nu? Da. În primul rând am vrut să fie un roman original. S-au scris foarte puține romane la persoana a doua. Există un scriitor francez, Michel Butor, care a scris Modificarea. Titlul românesc, Renunțare. Și l-am citit așa pe la
18-20 de ani. Mi-a plăcut modalitatea lui de a rememora personajului ce i se întâmplase în viață și mi-a rămas ideea înfiptă în scăfârlie. Am primele, să zic, 100 de pagini, am scris ca pe un roman normal la persoana întâia. Și nu mi-a plăcut. Adică numele personajelor se repetau de prea multe ori în text. Era foarte greu să renunț la ele. Numele, vreau să spun prenumele personajelor. Și atunci am optat pentru modalitatea asta de a le scrie la persoana a doua, unde chiar nu prea apar numele, să nu fie o monotonie prea mare în text. Da, pentru că a fost mira. În pagini unde aveți relatare la persoana a treia, să gândesc o scenă când Viliu vine într-o seară mai târziu, tatăl se trezește și din somn îl întreabă: cu cine te-ai întâlnit? Îi spune că s-a întâlnit cu o fată, ce ați discutat și așa mai departe. E un dialog atât de firesc, atât de natural. Eu sunt moldovean, dar citim pagina aia, am început să citesc mental ardelenește. Foarte bine redat. Mă, dacă scrie atât de bine la a treia, de ce rămâne totuși la persoana a doua? E, mă, parcă m-ați luminat un pic. Da, okay. Cred eu și din cauza faptului că există multe persoane în familie care au același nume. Și vedeți că și în scrisorile lui Emil apare formula de adresare, cumnată Miții, soră Miții, ca să îi deosebească și da. Cred că... Și acolo era o problemă totuși. Da. Pentru că discutăm despre Emil, nu mi-a picat prea bine când am aflat că a fost executat într-un loc mineral, de la Rucă, da. Mareva, și a spune Da. Dacă spune dumneavoastră, comandă că e aflat. Sigur, așa. Aș fi vrut altfel. Eu, De ce să nu vă spun adevărul și să mistific, nu? N-avea niciun rost. Cu atât mai mult. Deci m-am simțit nevoia să protejați tot. De ce să nu respect adevărul? Mai aveți încă o scenă, de exemplu, în care Liviu Rebreanu, de data asta, evadează din familie și are o întâlnire, așa, mai puțin lăudabilă. Văzută că Eva, pentru un fost de pierdea, se uită naratorul și povestește. N-ați avut așa, n-ați simțit nevoia să-i protejați? Să știți că am trecut cam 5% din ce s-a petrecut în realitatea familiei, am trecut sub tăcere, deci ne-am amintit. Cum ce-ai fi? Deci se putea și mai rău. Chiar nepotrivite. Da, totuși, ceva ce v-am făcut, să știm lucrul care nu se putea. Oricum, documentația e enormă. Și efortul formidabil pentru cartea aceea, care într-adevăr rămâne cartea fundamentală a dumneavoastră, cum a subliniat domnul. Ca pe o povară când eram mai tinerel așa un pic și mi se părea capabil să... Știți, eu am publicat prima carte în anul 2000. Deci nu prea tânăr, aveam o vârstișoană. Pentru că scrisesem două, trei, erau un manuscris. Însă până în 90 nu s-a putut publica nimic, pentru că nu convenea regimului și partidului, iar după aceea m-am luat cu alte treburi și am zis, lasă literatura nouă, e pentru mine, nu mă ocup eu de alte probleme. După aceea zic, ia stai să le scot totuși. Și am prins gustul mierii. Și am mers, nu că m-am îmbogățit, că nici vorbă, din literatură în ziua de astăzi, nu. Spre deosebire de anii în care unchii meu, Liviu, a publicat cărțile lui de bază, a fost primul scriitor care a avut automobil personal. Chevrolet Sedan era prima mașină pe care... Nu, mai târziu. 25-28, cam în perioada aceea.
Deci după ce i-a apărut să răi în pădurea spânzuraților, Adam și Eva, din încasările de pe edițiile succesive care au fost în fiecare an, cel puțin o ediție. Atunci se cumpăra carte și așa. Și își putea permite. Știți cum v-a tirat de curiozită? Zeci de mii la fiecare, în fiecare an. Acum un tiraj bun e de 2000. Un tiraj foarte bun e de 2000. Un tiraj așa e 500. Un tiraj bunișor. Vă dați seama ce diferență de... Și mașina aceea n-a prea condus-o el, și-a angajat un șofer și-a făcut o taxă, mașină de piață. Ca să mai câștige un ban. Da, n-a avut destul. Nu, au fost perioade în care chiar n-a avut. Chiar n-a avut bani și a fost strâmtorat bine de tot. Da? În cele din urmă s-a descurcat el și cu casa de la Valea Mare și cu... Da, ce-a mai scris pe urmă. Cu răscoala, a mers bine. Era considerat în, imediat după apariție, în 32, de către critica literară, cel mai bun roman românesc din toate timpurile. Răscoala. Părerea critici. Da. Altceva? Am deschis un subiect, moștenirea evreană. Știu că la Maiului este Dumnezeu cuibubismul, în Bistrița Năsăuă. Tot acolo este și un muzeu liber evrean, la Prizloc. Păi este și la Prizloc 1 și la Maiului. Da. Da, sunt două, da. Făcând așa o paralel, moștenirea evreană, cum se vede în viitor? În ce sens? Rămân pe mâinile statului, acaparator. Păi, muzeele fiind, nu, de stat, toate documentele, tot ce este acolo, și foarte bine, pentru că dacă le-ar avea un particular, nu știi când mori. Și vin, cine știe cine intră în casă, și cu hârțoagele astea, hai să aprind focul cu ele, că nu sunt bune de nimic, nu? Mentalitatea omului simplu. Nu contează niște hârtii vechi, prețioase. Dacă n-are un ziar, aprinde cu ele. La București este un muzeu în Casa Puiei. Dar muzeu, da, sunt ceva exponate, dar nu prea e vizitat, că nu sunt clienți. Și ăștia de la muzeu, muzeografii destul de rar vin pe acolo și... Iar la Valea Mare, unde era un alt muzeu, acolo nu mai există nimic. A venit fostul proprietar al casei, cel care o cumpărase și se naționalizase și și-a reluat locuința. Și i-a dat afară, a desfințat muzeul de la Valea Mare. Dintre urmași sau dintre frați? Dintre urmași. Hai că urmași... Nu. Gata, se termină cu scrisul rebrenesc. Alte cariere. A, sigur, medici, ingineri, mai știu eu ce nu i-a interesat literatura deloc. Decât citită. Dar cine știe? Nu există nicio legătură cu Vasile Brăun. Nu. El e din Dumitra. Tot din județul Bistrița Năsău, dar păi, Rebreni, numele vine de la satul Rebra, unde au fost regimentele de graniță năsăudene. După revolta acestor regimente împotriva Mariei Tereza, fiind înfrânte, le-au desfințat, iar localnicii din satele respective, Rebra, Rebrișoara, zona Rodnei, au luat calea Bejenie și au plecat în alte sate. Și i s-a spus Rebreanu, ăia din Rebra, care au venit din Rebra. Și s-au dus, fiind în mai multe localități, au primit numele Rebreanu. Rebra fiind un cuvânt slav, de fapt. De origine slavă. Putea să punem și întrebări mai insidioase, așa? Da. În ce relații sunteți cu Nicolae Gheran data trecută când a
așa, am amintit despre el și am avut impresia că v-am deranjat un pic amintit despre Nicolae Gheran. Acum, domnul profesor spune că a fost timp de 10 da, ani. Da, a fost timp de 10 ani, dar eu da, a fost, era da, legașca da, lui, da, în, care eu, în care eu, nu, în care eu evit să intru. Eu n-am gașcă. Și, și să nu credeți că au fost întâlniri ușoare. Au fost multe scântei. Am mai dezbătut împreună câte lucruri, câte ceva din viața rebrenilor. Da, el e un foarte bun cunoscător al vieții lui Liviu și al familiei lui, dar pe partea cealaltă a rebrenilor din Ardeal e cam varză. Nu, v-am susținut așa pentru că studenții, noi am luat drept texte de bază pentru studiu, cam tot ce scria Nicolae Gheran. Iar profesorul Ciopraga, care a fost pomenit aici, vorbea cu destul de mult respect față de munca acestui om. Da, dar nu-i contestă nimeni munca. Totuși, e singurul care a scos ediția critică. Completă, tot, adusă la sine. Tot de multe ori ca să editeze niște da, Gorila, în special la Gorila, a avut mari probleme. E un roman așa, cam. E de primul raft, zic eu, nu de al doilea raft al bibliotecii, dar în perioada comunistă, dezbătând tema legionarilor, chiar a avut de lucru. De ghiveci cu Itzik Strul, dezertor și cu... Totuși, ca realizare cinematografică, este singurul film care a obținut premiul la Cannes. Da. Urea spânzurație. Și oneșteniu să aibă... Am înțeles că aveți aici caravana filmului în această vară. Am discutat și cu domnul director. Eu m-am întâlnit cu Victorie Benciuc cu o lună de zile la București, la Humanitas. I-am povestit ce se întâmplă aici între 12, 13, 14 mai. Nu a putut să vină având programul încărcat, dar e posibil ca elevii să-l vadă atunci la Onești, când va fi proiectat filmul Pădurea Spânzuraților. Va fi un eveniment deosebit și sper să nu-l ratați. Deci după aceea să faceți o paralelă între Născut în Zodia Morții și filmul Luciulei, să vedeți dacă seamănă ceva din carte cu ceva din film. 5%, 10%, cam de acolo e. Cam. Autorul vă stă la dispoziție cu autografe, dacă doriți. Însă, înainte de a încheia această emoționantă întâlnire, permiteți-mi să vă informez că în colecțiile bibliotecii noastre se află romanul Spectre în Labirintul Uitării, despre care vorbea și domnul profesor Filipăuzeanu Aristotel, și că este o carte care merită citită. Așa cum și domnul Ilderim Rebreanu merită recunoștința și admirația noastră pentru înverșunarea cu care, iată, duce mai departe numele și gloria deseori tragică a familiei din care provine. Și vă așteptăm vă mulțumim autografe din partea domnului Ilderim Rebreanu. Și seria evenimentelor Rebreanu, pentru că sunt elevi aici, continuă. Mâine la Palanca, la ora 12, va fi ceremonialul militar și religios. Cuvântări ale oaspeților de la instituțiile statului. Duminică va fi o activitate interesantă la Primăria Palanca, sala de festivități, lansarea cărții... Relansarea, că lansarea a făcut-o la dumneavoastră, o relansăm la Palanca, în prezența a 10 scriitori și jurnaliști din județul Bistrița Năsăut, de la Maieru, la Ghimeș, ne întoarcem de la locul de naștere a lui Emil Rebreanu, la Maieru, la Ghimeș, unde a murit. Vă așteptăm, dacă timpul vă permite. Aceeași carte va fi prezentată luni la Unitatea Militară Vânător de Munte din localitatea Lunca de Sus, județul Arghita, și deocamdată ne oprim aici. Nu e un traseu și un periplu atât de lung cum a fost romanul Spectre în Calea Uitării.
Labirintul. În labirintul uitării. Am plecat din atunci cu cartea din Târlișua, da, și ne-am oprit la Orești. Da. Vă mulțumim și în special